este europarlamentarul umanist Maria Grapini. Mulțumesc, doamna Grapini, pentru intervenția la Decisiv. Bună ziua! Faceți un apel, dumneavoastră, spuneți că ar trebui să reclamăm România, să reclame Olanda la Curtea Europeană de Justiție. De ce, doamna Grapini? În primul rând aș vrea să explic pentru cei care ne ascultă și mă refer acum și la declarația domnului ministru Bode. Tot chemăm Olanda să ne verifice. Cine este Olanda? Este un membru stat egal cu noi care a semnat același tratat. Pe noi poate să ne verifice eventual Comisia Europeană din perspectiva regulamentului Schengen, pentru că da, Comisia Europeană e gardianul, cea care verifică dacă regulamentele se respectă. Dar de ce trebuie să vină un stat care e mai mare stat decât celelalte să ne verifice? Asta este unul. Doi, Comisia Europeană nu o singură dată a pus statele membre, când a fost cazul de neaplicare a unui regulament, în infringement. Și România a trecut prin acest lucru. Păi Olanda, dacă Comisia Europeană nu pune în infringement Olanda din motivul acesta că încalcă, de fapt, opunându-se un regulament existent la care de 11 ani țara noastră și Bulgaria întrunesc condițiile, atunci noi ca stat membru putem să apelăm și să cerem despăgubiri. Eu vreau să mai spun un singur lucru, doamna Porumbel. Știu că domnul prim-ministru ne-a spus să nu vorbim în perioada asta, să lucrăm cu mănuși. Eu înțeleg că trebuie diplomatic să facem negocieri. Am reproșat și că domnul președinte nu-l aud în această perioadă. Nu spune nimic în presă, nu spune ce are de gând să facă în Consiliu când se va vota. Dar de 11 ani s-a lucrat în tăcere. Cred că diplomatic o fi lucrat și domnul Băsescu și domnul Iohannis și primii miniștri care au mai fost. Dar în momentul în care tu ești pus la colț și este singura țară, România și Bulgaria, la care se fac atâtea verificări cum nu s-a făcut la nicio altă țară, eu cred că nu mai trebuie să umblăm cu mănuși. Eu cred că trebuie demn și să ne cerem drepturile, pentru că nu drepturile nici al lui domnul Iohannis, nici al lui domnul Ciucă, sunt drepturile cetățenilor. De nenumărate ori am arătat cât pierde România, cât pierd transportatorii, cât pierdem toți până la urmă. Cât suntem de... Am un grup de vizitatori din România. Cum suntem noi tratați la controle față de ceilalți cetățeni? Deci, din punctul meu de vedere, nu trebuie să tăcem, trebuie să ne asumăm cererea, nu cerșim, este un drept al nostru să ne ducem cu tratatul, să ne ducem cu regulamentul, respectăm punct cu punct, este dreptul nostru să intrăm. Și dacă nu intrăm, evident, trebuie să ne cerem drepturile pentru pierderile economice create. Întrebare, doamna Grapini, va avea curaj guvernul român, statul român, să facă această acțiune la Curtea Europeană de Justiție împotriva Olandei? Păi, după cum ne-a spus domnul prim-ministru Ciucă la întâlnirea de la Bruxelles de acum două săptămâni, nu cred că vor avea curajul, pentru că tocmai ne-a cerut să nu criticăm Olanda, să vorbim cu mănuși. Păi dacă olandeza, colega mea din Olanda, a spus că e rușine de guvernul ei, că nu respectă un regulament, regulamentul, știm cu toții, se aplică literă cu literă, nu se aplică în context național ca directivele. Și atunci, dacă chiar olandeza și-a criticat propriul guvern, noi de ce să tăcem? Pentru că nu suntem demni, pentru că nu avem curaj, pentru că nu avem argumente sau avem alte interese. Pentru că, nu vă supărați, eu nu pot să înțeleg și mulți cetățeni mă întreabă, chiar românii care au venit aici, am avut o întâlnire cu doamna ambasador și au pus această întrebare, de ce dublă măsură, de ce dublu standard, că se va dezvolta extremismul, euroscepticismul, vor câștiga partidele extremiste care nu au substanță să conducă statele membre. Să vedem ce s-a întâmplat și în alte state. Bun. Dar de ce ne provoacă? Este o provocare absolut absurdă de 11 ani să nu intrăm în Schengen. Este o umilință, doamna Grapini. Da. Nu știu dacă este o provocare, dar e o umilință cu siguranță. Eu în intervenția mea plenară, nu știu dacă ați văzut-o, am spus așa. Era tema discriminare, ură, rasism. Da, trebuie să luăm publicitate. Da, am spus că mă simt umilită.